Roxana Capezan este o tânără din Mehedinți care a demonstrat că visele pot deveni realitate. Aceasta practică lupte libere de peste 13 ani și recent a cucerit medalia de argint a campionatului european de lupte U23 din Bulgaria. De-a lungul timpului, sportiva a reprezentat România la mai multe concursuri naționale și internaționale. Componenta CSM Drobeta Turnu-Severin în 2017, la 8 ani de la prima sa participare la o întrecere națională de lupte libere, a cucerit medalia de bronz în limitele categoriei 60 de kilograme la campionatele europene de cadeți din Bosnia. Câteva luni mai târziu, la campionatele mondiale din Grecia, s-a clasat pe locul 17 în limitele aceleiași categorii. În 2018, la campionatele europene din Macedonia, Amina Roxana Capezan s-a clasat pe locul 5, iar la Federația Română de Lupte a fost desemnată să reprezinte România la Jocurile Olimpice de Tinerete la Buenos Aires din 2018. Competiția a fost destul de puternică și pentru mine a însemnat foarte mult pentru că este a doua participare la un campionat european de Under 23. La prima participare n-am reușit să obțin nicio medalie, dar acum se vede că munca pe care am depus-o în trecut a dat roade și sunt foarte fericită că am reușit să obțin acest rezultat. Este cel mai bun rezultat din cariera mea de până acum. De cât timp faci lupte? De 13 ani. Și în trecut, ce alte medalii ai mai luat? Sunt locul 3 la campionatul mondial de junior, care a avut loc anul trecut în UFA, Rusia. Locul 3 la campionatul european de juniori, locul 3 la campionatul european de cadeți. Cu o carieră de succes în spate, sportiva a demonstrat că se poate face performanță. Roxana Capezan a fost prezentă în aceste zile în Severin, acolo unde pasiunea pentru sport a fost pusă în practică. Antrenoarea de la CSM, Nicoleta Elena Bogasieru, s-a bucurat nespus de mult de vizita ei, întrucât este un adevărat exemplu pentru tinerele care practică astăzi lupte libere în Drobeta Turnu-Severin. Bucur de vizita Roxanei Capezan. Pentru copiii mei a fost o surpriză plăcută, a fost un plus pentru ei să vadă că se poate face treabă plecând din sala de lupte de la Drobeta Turnu-Severin. Sunt fericită că am reușit și cu Popescu Silviana, cea mai titrată sportivă la ora actuală a noastră a Severinului la lupte, să trecem peste accidentare și să reușim să o punem la punct pentru sfârșitul anului, că atunci va fi aptă să participe. Lucrurile merg spre bine și atunci eu sunt fericită. Dacă copiii sunt bine și eu sunt foarte fericită și rezultatele lor ajung la cele mai înalte cote. O altă tânără care îi calcă pe urme Roxanei Capezan este Silviana Popescu de la CSM Drobeta Turnu-Severin, care a obținut numai rezultate de excepție la concursurile la care a participat. Din nefericire, aceasta a suferit un accident, însă la anul este hotărâtă să revină pe saltea. O să revin peste 6 luni după accidentare de un an jumate aproape și mă bucur pentru asta, că o să mai fac o intervenție și o să revin foarte bine și a durat foarte mult și foarte greu pentru mine. Ce planuri ai pe viitor? La ce concursuri o să participi? La cadeți în octombrie sper să ajung la finală și după aceea la internaționale, europene. Și în trecut, ce medalie ai mai luat? Am la U15, am ieșit campioană de atâtea ori și am ajuns la europenele de U15, unde am ieșit pe locul 5. De cât timp faci lupte? Aproape 6 ani. Medaliile sportivelor sunt bine meritate, întrucât antrenamentele sunt intense, însă după o bună pregătire, rezultatele nu întârzie să apară.